Bună ziua, vorbim despre operațiile refractive complexe. Sunt Andreea Groza, alături de mine este medicul chirurg oftalmolog Teodor Holhoș. Bună ziua. Bună ziua, mulțumesc frumos de invitație. Cu drag, ce înseamnă operații refra refractive complexe? Cu alte cuvinte, scăpăm de ochelari dacă purtăm ochelari? Da, tehnologia din fericire trăim niște vremuri foarte frumoase în care tehnologia a evoluat enorm. Da. Dacă la telefonie, de la telefonul cu taste, acum am ajuns la telefoane foarte inteligente, la în domeniul medicinii au evoluat lucrurile fantastic. Acum avem aparatură laser în care realizăm operațiile undeva în șapte secunde, și această aparatură nu doar face. La nivel de centimetri, milimetri, acum este chirurgie micronică, undeva la 3 microni, este <coughs> țintirea a palatului în care poate să facă o sculptare a corneei, a unui țesut din ochi. Cum? Ce faceți dumneavoastră când sunteți arhitect în aceste structuri? Ce faceți dumneavoastră și ce face laserul? Prima lentilă da. din structura ochiului, da. această cornee, da. se poate remodela cu laser. La aceste operații refractive, aparatul, din fericire, este atât de performant că, practic, face 99% din operație o face laserul laserul cu femtosecunde există acum operația Smile Pro care se face în 7-8 secunde la tineri, între 18 și 40 de ani pot scăpa de ochelari și uh, eu oarecum recomand această operație pacienților care doresc să scape de ochelari pentru că ne dă o independență în viața noastră de ochelari și le acolo lucrurile, structurile anatomice? Da, laserul poate să remodeleze curbura ochiului și reconfigurând curbura ochiului, practic schimbă dioptriile. Ne poate scăpa de miopie, de astigmatism, chiar și de hipermetropie. Și pacientul nu mai poartă ochelari. Eu mi-am operat de exemplu soția cu mai bine de 5 ani și a scăpat de uh, ochelari. Așa că văd ce fericită e și are o independență de ochelari, nu mai trebuie să poarte. De ce ați spus chiar și hipermetropia? Cu ce Hi e diferit? La hipermetropie e un pic mai complicat pentru că la hipermetropie trebuie să sculptăm practic în țesutul ochiului un șanț. Și din păcate ca natură, un șanț ușor ușor se reumple de celule. Și hipermetropia, din păcate, cam recidivează în timp. Adică hipermetropia sunt dioptriile cu plus. Miopia, dioptrii cu minus. Este mult mai ușor la dioptrii cu minus pentru că șlefuim, adică remodelăm vârful ochiului, îl aplatizăm ușor și atunci vârful, ca și unui ideal, vârful acesta nu mai reapare. De aceea la miopie este mult mai ușor să intervenim. Dar și hipermetropia se poate trata. În caz că nu există uh, suficientă curbură al ochiului, putem schimba a doua lentilă a ochiului, cristalinul, da. și această a doua lentilă a ochiului, care, această lentilă oarecum îmbătrânește după 40 de ani. Noi o putem schimba cu implant de cristalin extrem de performant care se pliază și se foldează în interiorul ochiului și practic printr-un orificiu de 2,2 mm introducem acest cristalin artificial ultraperformant care are dioptrii de distanță, de intermediar și de aproape, cristalin deci, 3 trifocal într-un singur. Trei în 1, da. cristalin trifocal da. și pacientul poate beneficia de vedere bună după 40 de ani, toată viața. După 40 de ani se întâmplă ceva. Poate ne explicați dumneavoastră ce se întâmplă de astfel încât cei mai mulți oameni au nevoie să citească cu ochelari. După 40 de ani apare un fenomen uh, care se întâmplă la toată lumea, presbiopia. A doua lentilă din interiorul ochiului, cristalinul, ușor își pierde elasticitatea și nu mai putem focusa la aproape. Primele simptome sunt că îndepărtăm ușor, ușor telefonul, tableta, cartea de citit, pentru că nu mai vedem la o distanță normală. Distanța normală fiind 33-40 de centimetri, ușor îndepărtăm. Apare fenomenul de oboseală, vedem ca și printr-o bucată de gheață, câteodată mai bine, câteodată mai rău, mai înceață. Și aceste fenomene Deja ne duc la medic, se poate corecta cu un ochelar de aproape, da. sau la pacienții care nu doresc ochelar există mai multe metode. Schimbarea aceasta de cristalin despre care vă spuneam, sau o operație laser specială, presbion se numește, care ne poate scăpa de ochelarul de aproape după 40 de ani. Uh, de Ce știe... înseamnă această operație Prezbion? Acum cu mai multe detalii. Poate sunt mai mulți curajoși. Operația Prezbion se adresează pacienților după 40 de ani da. care întâmpină probleme la citit, care nu mai văd bine la aproape. Această operație este... Cea mai complexă în oftalmologie este realizată de două aparate laser. Primul creează un flap pe cornee, o felie, și cel de-al doilea realizează o ablație customizată. Practic, cresc aberațiile de sfericitate, Intru puțin tehnic pentru unii pacienți care sunt mai curioși. Aceste aberații de sfericitate ne cresc profunzimea câmpului vizual. Așa. Practic, cu ochi avem un deptofil se numește, în care cu un ochi vedem la distanță și intermediar și cu celălalt ochi vedem intermediar și aproape și practic vederea se suprapune undeva în zona intermediară și este o vedere blend vision, suprapusă, în care avem o independență de ochelar și la distanță și la intermediar și la aproape. Și am scăpat cu totul. De ochelari. Da, este o operație extraordinară în care pacientul scapă de ochelari și nu mai trebuie să poarte ochelari. Bineînțeles, trebuie să menționez că fiecare pacient este unic. Trebuie făcute măsurători amănunțite, topografii și aparatura de diagnostic este foarte am anunțită, în care putem vedea orice denivelare la microni, dacă există anomalii în suprafața ochiului, la cornee, și după măsurători putem stabili ce se recomandă cel mai bine la fiecare pacient. Deci fiecare pacient are uh, particularități și aceste operații de multe ori sunt individualizate după nevoile fiecărui pacient și după dioptriile și măsurătorile fiecărui pacient. Ceea ce faceți dumneavoastră, mă refer la înlocuirea aceasta, nu va îmbătrâni ca o structură normală? Da. Avantajul, de exemplu, al cristalinului multifocal, trifocal, da. este că el nu mai îmbătrânește ne poate servi a vedea bine toată viața. Ceea ce este un lucru foarte important, deci nici la 60-80 de ani nu mai avem nevoie de ochelari și foarte mulți pacienți apelează la acest cristalin pentru că nu mai facem nici cataractă, că practic cataracta este murdărirea geamului din interior, adică a cristalinului din ochi. Și atunci sunt și avantaje la această operație minim invazivă, care durează 3 minute și nu, durea, nu, nu doare, uh, se face cu anestezie cu picături, deci nici injecție și în 3 minute nu se mai coase ochiul pentru că este minim o microlaparoscopie, deci tehnologia ne ajută foarte mult să putem oferi soluții pacienților care acum câțiva ani nu erau disponibile. Eu chiar mă simt norocos că fac parte din generația care are acces la tehnologie de ultimă generație, fiind în europeană, avem acces la orice aparatură care se lansează în Europa, în Germania și avem aparate și din America și putem în România să avem servicii de înaltă performanță și putem pacienților să le oferim calitatea vederii mult dorită. Mult dorită. Haideți puțin să ne referim la cei care sunt foarte tineri, ne referim la adulții tineri, 20-40 de ani, să luăm o, o, o grupă de vârstă care este foarte expusă la toată aparatura care emite lumina albastră, mă refer la toate ecranele, și eu cred că sunt predispuși, la toate bolile cu putință ale acestor structuri ale ochiului? Am observat într-adevăr o creștere în rândul tinerilor a nevoii de ochelari, a vicilor de refracție, mai ales în ultima perioadă a pandemiei, în care aproape toată lumea a trebuit să stea în fața unui ecran, da. să muncim de acasă și să stăm în fața telefoanelor. Și foarte mulți tineri am observat că au tot mai multe probleme de vedere. Într-adevăr, este un studiu care arată că până în 2050 cam jumătate din populația omenirii va avea nevoie de ochelari. Și tinerii sunt cei mai afectați, cum ați spus, între 18 și 40 de ani. Pentru tineri există soluția chirurgiei refractive, da. care și aici avem mai multe generații. Și am să detaliez, sunt uh, prima generație, perecau, care se face la suprafața ochiului, este un pic uh, cu timp de vindecare mai lung. Ce înseamnă mai lung? Uh, din păcate, o lună jumate și mai dureros. Da. Au apărut uh, noile generații, dintre care am amintit deja Smile Pro în 7-8 secunde, este cea mai performantă operație laser la tineri, Uh, și pacientul de a doua zi este foarte important, își poate relua activitatea. Și de a doua zi văd pacienții majoritatea văd 100% de a doua zi și nu mai doare nimic, este spectaculos. Uh, cu aceste operații pacientul intră în câmpul muncii din nou de a doua de a treia zi fără alte probleme și restricții. Să zicem, prima săptămână trebuie un pic mai multă grijă când punem picături cu antibiotic, cam o săptămână, micile restricții, dar după o săptămână le spunem pacienților să uite că au fost operați și pot face absolut orice. Deci există soluții spectaculoase și uh, pacienții aleg de multe ori să scape de ochelari, uh, dar aici aș vrea să menționez că este o opțiune personală. Fiecare Așa. pacient poate să decide să rămână cu ochelari toată da. viața da. sau lentile de contact dar, de exemplu, la dioptriile mai mari deja este mai incomod și un ochelar cu dioptrii mai mari și o lentilă de contact cu dioptrii mai mari este mai incomodă. Și atunci e mai bună operație? Deși pare mai complicată, operația este atât de sigură, de multe ori fac comparația între operație la ochi cu zborul cu avionul, da. deși ne este frică să zburăm câteodată, ne gândim că poate să se întâmplă ceva, este atât de sigură și undeva la milioane de oameni deja s-au operat, 10 milioane de oameni s-au operat deja cu Smile Pro și avem o istorie deja cu această operație în care, repet, operându-mi soția și văzând ce bine este fără ochelari, eu la pacienții care își doresc să scape de ochelari o recomand. După ce am trecut printr-o astfel de intervenție chirurgicală de scurtă durată, cum ați spus dumneavoastră, o să mă doară ceva a doua zi? Indiferent ce tip de operație am, am făcut? La operațiile moderne, la operația Smile Pro, care se realizează în șapte secunde, a doua zi nu mai este durere. Asta este cel mai important lucru: disconfortul, pentru că este foarte rapidă, minim invazivă asupra ochiului. Practic, scoatem o lenticulă din interiorul ochiului, o feliuță mică din cornee nu doare a doua zi. Mici senzații, că că puțin, că ustură, pot să fie, dar nu durere. Nici în operație nu există durere. Asta este cel mai important lucru care pacienții sunt curioși dacă ne doare. Nu doare din fericire. Sunt unele operații mai complexe, sunt operații ca operația de retină, unde acolo poate să dureze operația undeva la o oră, două, în care deja nu aparatul face 99%, ci chirurgul trebuie să fie foarte îndemânatic, să facă o operație complexă, retina fiind o structură ca o foiță de creier și realizăm și aceste operații complexe, acolo timpul de vindecare este puțin mai lung, poate fi câteva luni de zile până la un an. Deci iarăși depinde foarte mult ce tip de operație se realizează, uh, pentru că uh, în funcție de complexitatea operației, așa este și timpul de vindecare. La operațiile de cristalin iarăși nu ne doare ca vindecare, este o vindecare ușoară. În momentul în care schimbați cristalin. Schimbăm cristalinul. Da, da. Este practic operația de cataractă da. care apare în general la vârstnici. Și această operație nu doare, este o operație care, uh, și ca vindecare, este ușoară, dar se pun picături undeva la 45 de zile. Deci, este o operație, să zicem, medie, nu e nici cea mai simplă, dar nici complicată deloc. Și în momentul în care schimbați cristalinul la persoane peste 40 de ani, ca să nu mai aibă problema ochelarilor, și, a, și aici. La cât ne referim la, vin? la la normalitate? Când ajungem în normalitate? Uh, fiind o operație pe un cristalin care nu este afectat de cataractă, operația da. este foarte ușoară. Uh, repet, în 2-3 minute se realizează această operație. De a doua zi, pacientul vede și se descurcă și nu-l doare. Dar trebuie să punem preventiv picăturile de antibiotic. Aproximativ o lună jumate, dar de a doua zi, deja pacientul își poate relua activitatea și poate folosi ochii. Bineînțeles, este nevoie la cristalin de o ușoară perioadă de acomodare. În interiorul cristalinului sunt niște cerculețe da. care, acelea cei trei ochelari despre care povesteam. În care vedem la distanță, intermediar și aproape, și pupila învață pe care să-l aleagă dintre cele trei. Cerculețe. Exact. Și creierul trebuie să învețe. De exact. Fapt. Există o neuroacomodare da. și la pacienții tineri, 40-60 de ani, sunt pacienți tineri pentru da. chirurgia refractivă cu cristalin. Acomodarea de obicei este o săptămână-două. Deci se realizează ușor. Învață creierul ce trebuie, ce trebuie da. să facă și gata. Da. Am scăpat de ochelari. Am scăpat de ochelari. Aveți o poveste dumneavoastră interesantă apropo de începutul, începutul meseriei. Cred că este povestea multor medici tineri din această țară. E drept. Cumva, poate sunteți o speranță pentru, pentru cei care vor să facă această meserie și care se gândesc să nu plece totuși din țară. Cum ați rămas dumneavoastră aici? Eu uh, am încercat prima dată să rămân uh, în sistemul de stat, uh, și din păcate mi-a fost refuzat accesul, chiar dacă era un post disponibil, nu am fost dorit, dar m-am încăpățânat să încerc uh, aici în țară, înainte să fac pasul pentru a pleca în străinătate. Foarte mulți colegi de-ai mei sunt plecați acum în Europa, unii și în America și uh, profesional sunt extraordinar de fericiți, dar e un pic mai greu cu dorul de casă. Uh -huh. Eu am decis să încerc uh, în țară până când mi se închid toate porțile și din fericire am reușit în privat. A fost foarte greu, uh, dar acum pot să spun că a meritat și recomand colegilor tineri. Să nu se lase bătuți și să încerce în țară, pentru că și satisfacția când reușim este mult mai mare. Mai am mare, început da. acum mai bine de 10 ani, în 2011, am început primul cabinet și am luat-o practic de la zero, fără să fiu cunoscut, fără să am orice intrare în spitalul de stat, am început în privat, cu răbdare, cu grija în primul rând pentru pacienți, pentru că dacă punem pacientul pe primul loc și încercăm să facem lucrurile bine, până la urmă rezultatele o să vină. Și e drept, mult mai greu. Acum am ajuns să operez în 5 clinici, în Cluj Napoca, în Sibiu. În Alba Iulia, în Turda și în Mediaj, și din fericire, mă ajută foarte mult tehnologia, pentru că altfel n-aș fi putut să operez între atâtea locuri. Pentru că uh, operațiile fiind atât de rapide, câteva minute, operațiile laser-secunde, uh, pot face până la recordul personal. A fost într-o zi de 66 de operații într-o zi. Acum, nu mai facem chiar atâtea, undeva la 30 de operații, poate 40, dar ne ajută foarte mult aparatura, tehnologia și avem, la noi în țară, în România, avem din fericire acces la aparatură care o au colegii mei din străinătate. Deci, acum nu simt diferența că în România facem o medicină. Inferioară față de Europa, suntem la același nivel, un aparat care e lansat în Europa din a doua zi, este disponibil și la noi în țară. Și noi chiar le avem aparatele de top pentru a putea realiza uh, cele mai bune operații pentru pacienți, ca pacienții să fie mulțumiți. Practic, medicul, asta e rolul lui, să ajute cât poate uh, pacienții să le ofere sănătate. Da, corect. Când eu aș vrea, în până la operație, este o cale, nu neapărat lungă, dar este o cale. Când devenim adulți, trebuie să ne împrietenim cu un oftalmolog, părerea mea. La ce frecvență de timp să venim și să vedem că totul este bine? La un specialist. Aici aș vrea să menționez, e important și ca adult, dar e important să menționăm și copilașii. Copiii de la vârste mici, de la. Cel târziu, la trei ani, trebuie duși la un consult oftalmologic. Uh, în echipa noastră, acum suntem 12 medici, avem și oftalmopediatru, care se ocupă de copilași, pentru că dacă rămâne ochiul leneș, nu se dezvoltă, doar până la șapte ani de zile, copilul are șansa să fie tratat, să fie vindecat de acest ochi leneș, ambliopia. Deci și copilașii trebuie duși de mici, de mici? după aceea controlul general la oftalmolog este anual. Acum sunt cazuri când la 2 ani, dar este bine să facem un control preventiv, să nu apară probleme, pentru că dacă sunt lucruri, e mult mai ușor să le prevenim, să da? le corectăm în fază incipientă. Da. Ca adulți, să zicem, nu avem neapărat atât de multe probleme, în special cu cât îmbătrânim. După 60 de ani apare cataracta, apar degenerescențe maculare, la retină, retinopatii diabetice, glaucom, apar boli în sine ale ochiului, care unele sunt din păcate silențioase, adică nu simțim nimic, nu ne doare nimic, de ochiul suferă, suferă, până când poate într-un stadiu foarte avansat. Distruge, da. Și dacă venim la medic, de multe ori noi putem de acolo să mai recuperăm cât de cât, dar ce s-a pierdut, e bun pierdut. E un nervos. E un nervos. Sunt unele boli ca dezibirea de retină care sunt urgențe oftalmologice, adică dacă vedem o pată neagră sau ne scade, vederea de urgență trebuie să mergem la oftalmolog, pentru că dacă este o dezibire de retină, ea trebuie operată în câteva zile. Orice zi contează. contează. După o lună, două, practic, operăm, dar mai salvăm 10% din vedere. Din ce am pierdut. Da. da. Așa că sunt foarte multe patologii. Mesajul general pentru telespectatori este să facă un control, să se obișnuiască că la un an, doi maxim să vină la un consult oftalmologic și dacă întâmpină orice simptome mai deosebite să meargă de urgență. Să meargă de urgență. Vă mulțumesc foarte mult! Ne facem temele, mergem la medicul oftalmolog o dată pe an, de când suntem foarte mici. Vă mulțumesc! Mai multe detalii vedeți pe doctordebine.ro. Mulțumesc! La revedere!